Că de Crăciun și bobotează, hai, hai viață, hai, tăt românul să distrează. O veni popa cu crucea, Hă? nu l-ați primit, păgânilor. Ce ați crezut că el decitește contoarele? Hai, hai viață, hai fetelor. V-a spus pe busul supernă să vă visați iubitul? Ah, 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 și l-ați vrut pe Cabral deasupra cearșafului. Așa e în România. Pe vremuri era gerul bobotezei. Fetele care alunecau pe gheață în ziua de bobotează să măritau în acel an. Nu acum aptică cu curuntină. De Crăciun, de Crăciun și bobotează. Hai, măi dorule, hai. Vă place decorul? Bomuta Vlad în beci, că așa de cum să cade am fost în 2022. Arată superb, sublim. Ideea de cafea, da? Ideea de... Cum vedeți, intrați pe buymeacoffee.com să cu bendea și pac o cafea minim 5. Și o punem acolo, pe Bineînțeles. După 90 de ediții de cafea, de după am schimbat decorul și acum e ok și mai ales aniversăm cu voi faptul că avem 20.000 de subscriber pe YouTube să trăiască Cine să trăiască la mulți ani. Chiar că nu v-am zis la mulți ani anul ăsta Dar nu ne grăbim deloc Anul ăsta o să fie așa la relanti Bă, cum să începi anul într-o zi de duminică? În 1 ianuarie o picat duminica. Deci tot anul vom fi relaxați. Cuvântul relaxare. Și culoarea anului 2023 Știți că este catalogul ăla panetone, pantone ăla cu culori, le zic că e o culoare așa mm, puternică, nu-i rețin numele, că eu nu știu engleză, somești, baltă, dar e formată din trei culori, e formată din violet, roz întunecat și mov. Puțin mov, că de, Culoarea anului în 2023 în România rămâne culoarea maro. Deja nu s-a început bine anul și accize mărite, TVA mărit, taxi mărit, taxe mărit, s-a scumpit alcoolul, s-au scumpit țigările. În ce viciu să te mai refugiezi? Poate într-o cafea bună primită de la voi pe site-ul buymeacoffee.com cafeaua de data asta este donată de către Sorinel din Spania, mulțumesc și te salut de către Aron sau Aron, era cu un A numă, de către Arond nu-i nu pot, ci numele către să-i dai un mail, un miel de Paști Adi și Claudia și familia Crăciun, vă mulțumesc frumos pentru cafea ce se găsește în această cană pe care vorba lui tata Nelson, bineînțeles o vom abțigui mm. cu ce? cu Cheshire cempes. Ăștia de la Cichișor vor să detroneze unicumul. Știți voi, unicumul. No, ceva pe bază de ierburi, Se vede. Că uite, că, că torn, torn. eh? Caiegărul, că e așa de bun, că să lingi pe unde iese. O adus-o Tibi, dacă aveți nuntă, botez sau orice petrecere în Cluj, Tibi aduce bere cichișorii E reprezentantul cicrișor pe Ardeal și şi... Ardei și Transilvania. Cichișor adusă de Tibi Șor. Doamne ajută! Mm? Mm? Așa da, cafea. Zilele trecute, mi-am adus aminte, zilele trecute s-au împlinit 30 de ani de când s-a trimis primul SMS. Vă dați seama, 30 de ani? Cine mai trimite acum SMS-uri? Nici părinții noștri. Primul SMS avea textul cam așa. Ai zis că bei doar o bere, porcule. <sus> Apropo de poș, deputatul Ben Oni Ardelea. Ce nume? Ben Oni. Dar știm că e de la Amin, Aleluia, ca și Otniel, Cadmiel, Ben Oni Ardelean a avut probleme porcești pe aeroportul din Seul. O mers într-o delegație diplomatică în Corea de Sud și au mers cu porcăriile după el. Ca așa parlamentarii noștri. În țară fac găinării, în străinătate se țin de porcării. L-au prins la graniță cu caltaboș, cu șuncă, cu tobă, aia cu chimciu, mă, cu rulourile, cu somon. Ăla o vezi, ce aveți aici? Chișcă. Chișcă de aici. La început de an, un alt deputat vine cu ideea ca pe un perimetru de nu știu câți kilometri pătrați în jurul școlilor să nu existe păcănele. Păi nu virușine. Măcar săracii elevi la păcănele găseau fructe proaspete tot anul că cu corn și lapte, corn și lapte. Apropo, și că fructele preferate și consumate de români sunt merele și bananele. Doamne, fer să pui gura pun, kaki. pun kiwi. Cum ar fi zis Eva dacă îi dădea lui... Cum ar fi zis Adam dacă îi dădea Eva în loc de mărul un kiwi? Ce zicea? Să uita la kiwi păros, flocos. E ca unghii tehnice. Vede? deci românii mănâncă mere și banane. Vedeți cum ne aflăm la extremă, că noi suntem popor complex. Merele de la Adam și Eva, da, și bananele, care să și mănâncă după, am înțeles. Bananele mâncate de mai multe. deși și teoria darvinistă și originea. Vedeți că noi suntem un popor complex. Ce mă scârție masa? Scârție, lasă-o să scârție, că e decorul nou. Acum ai uh, în probe. <laughs> Ei, drive test-ul. Da. Uh, da, pe drag, știi cum mergem cu el pe 9 ianuarie luni începe Survivor România la ProTV Survivor în România nu-i fac reclamă, dar vă zic așa nu contează cine câștigă anul ăsta în România, contează cine supraviețuiește, vedeți că tot se zice că o să avem un an greu cum o fi așa îl ducem știți vorba românească, de Crăciun să fii mai bun eu așa vă zic indiferent de perioada anului să fiți mai bun, nu să încercați Că încercarea moarte într-adevăr, dar să fiți mai buni, că putem fi mai buni. Pe acordurile acestea lirice încheiem prima cafea de astăzi, de Sfânta Bobotează. Când românul se distrează, hai măi dorule, hai, și-ar mai bea un pic ușor, hai măi dorule, hai, dacă are cichișor.